Hristos a înviat copii. Doamne ajută! Suntem astăzi într-o nouă duminică, așa? Ne adunăm ca regulă în zi de duminică pentru că ne este comod tuturor. Sunteți și voi liberi și eu puțin mai liber, așa? Am spus că fiecare duminică, după învierea Domnului, după Paște, are o semnificație, așa? Noi suntem în cea de-a patra duminică. Iar duminica de astăzi este numită Duminica Slăbănogului. Iată, ați auzit așa cuvânt, slăbănog? De multe ori așa ne spunem, măi, slăbănogule, sau fa slăbănogă, da? Vă mai spuneți așa unul altuia? Da. Așa. Și ce are înseamnă slăbănog? Slav. Slav, așa? Da. Și atunci cuvântul slăbănog înseamnă om neputincios. Ca regulă. Dacă ne uităm în dicționar, vedem că este un om neputincios. Iar Evanghelia de astăzi tocmai ne vorbește despre un om slăbănog, care 38 de ani nu putea să se deplaseze. Era țintuit, practic, la pat, la pământ și aștepta ca cineva să-l ajute să se vindece. Pe vremea când era Iisus Hristos și era chiar un obicei încă de la evrei, era o scăldătoare, era ca un bazin mare, cu mai multe intrări. Se numea bazinul acesta Poarta Oilor, pentru că de obicei acolo se adăpau animalele. Dar s-a obișnuit ca zona aceasta să fie o zonă unde mulți oameni primeau lecuire, primeau vindecare, pentru că odată în an, Îngerul Domnului intra în scăldătoarea asta, de la Poarta Oilor, se tobura apa și orice om care primul intra, se scufunda în această apă, ieșea sănătos, orice boală până atunci ar fi suferit. Și atât că Iisus Hristos se apropie de acest om care stătea lângă scăldătoare și de 38 de ani aștepta să fie vindecat. Și a spus, de ce tu nu intri în apă? Și a spus, cum să intru? Pentru că până când eu vreau să apuc, să, după ce stupru apă, să intru, nu intră alții și să vindică. Și atunci Hristos se spune, ia-ți patul și du-te, ești sănătos. Vedem că Dumnezeu este Cel care ne vindecă pe fiecare dintre noi. Vedem că această scăldătoare, pe care ne-o prezintă Evanghelia de astăzi, ne amintește de biserica de astăzi. Pentru că până atunci nu erau biserici, au apărut de atunci încoace, în timp, bisericile și exact așa după cum un slăbănog, un orb, un om care era călic, care adică șchiop și așa mai departe, deci se vindeca orice boală suferea, exact așa și astăzi în biserică vin oameni cu diverse boli, cu diverse neputințe și primesc vindecare. Și atunci putem spune că această poartă a oilor simbolizează sau ne amintește de biserica de astăzi, unde fiind, vin oameni bolnavi, neputincioși și primesc vindecare. Cum credeți, iată voi, venind la biserică, ce cereți de la Dumnezeu? Pentru că voi nu sunteți nimeni slăbănog, așa? Sănătate. Dar cereți oricum sănătate, așa? Pentru că fiecare dintre noi are nevoie de sănătate. De ce mai aveți nevoie? Voi, în calitate de copii, ce mai cereți? Viață. Da, viață, da? Mai îndelungată, da? Să vă prelungească Dumnezeu viața. Așa, să fiți sănătoși. Dragoste. Așa. Ce mai cer tu de la biserică când vii de la Dumnezeu? Credință. Să ai mai mult, așa? Da. Tu ce mai cer când te rogi? Așa, vedeți? Pace în familie. Pace în familie. Și atunci, noi am vorbit cândva despre rugăciune, că avem de trei feluri rugăciuni.
De care? Una de cereri, a spus, dă-ne, Doamne, sănătate, putere, înțelepciune, dragoste, pace și așa mai departe. De mulțumire, cum spunea Diana, așa și de care rugăciunea mai avea? Rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu. Și atunci ce? Mulțumește și aduci slavă sau laudă lui Dumnezeu. Așa? Iată, acestea sunt trei feluri de rugăciuni pe care noi trebuie să le facem în viață. Și atunci toate le primim în biserică dacă cerem cum. Cum trebuie să fie rugăciunea noastră? Sinceră. Sinceră. Cum ar mai trebui să fie? Din suflet, așa? Curată să fie. Care rugăciune obișnuiți să le rostiți atunci când stați în fața lui Dumnezeu? Obișnuiți asta să o faceți? Împărat Ceresc. Împărat Ceresc, așa, da? Asta e rugăciunea cu care încep. Sfinte Dumnezeule. Sfinte Dumnezeule. Preasfântă. Tatăl nostru. Crezul. Preasfântă Treime. Preasfântă Treime. Multe rugăciuni știți, așa? Da. Și atunci rugăciunea nu trebuie să fie spusă doar cu buza, dar trebuie să fie spusă din inimă. Și atunci Dumnezeu caută la inima noastră. Nu caută la ceea ce spunem noi, dar la felul cum spunem noi. Așa? De asta toată vremea trebuie să fiți sinceri. Și probabil că așa a fost sincer și omul acesta de astăzi din Evanghelie, care a primit vindecare. Care a primit vindecare de la Dumnezeu. Și ne dăm seama că acolo unde este Dumnezeu, acolo este rezolvarea problemei. Acolo este vindecarea noastră. Aveți cumva în jurul vostru oameni care suferă, care sunt bolnavi, în casa voastră, rudele voastre? Sunt oameni bolnavi. Ați întâlnit oameni bolnavi? Da. Da? Da. Și vă rugați pentru persoanele astea? Sau ați, v-ați gândit cumva să vă rugați pentru ele, să le ajutați? Da. Cum? Am rugăciune pentru ei. Spune rugăciune pentru ei. Cum îi mai putem ajuta pe oameni care sunt în suferință, care sunt bolnavi? Ajutor material. Un ajutor material. Hai că e bun și asta. Dar deocamdată nu puteți oferi ajutor material. Dar puteți să ajutați în general, sub altă formă. Mergi și vizitați. Să știți că de multe ori... Da, sfaturi. Sfaturi nu știu dacă iarăși poți oferi acum. Dar cel puțin poți să susții persoana care este în dificultate. O poți încuraja, te poți alena durerile, să-i spui că o iubești, că nu ești indiferent, că o susții și așa mai departe. Și atunci, astăzi putem ajuta în atâtea moduri, chiar neavând niciun ban în buzunar. Noi data trecută am vorbit tot despre bunătate, așa? Da. Și atunci, eu le-am dorit părinților câte o cărțulie care se cheamă Cum să devin mai bun. Și atunci, parcurgând această cărțulie, poate părinții vor afla mai multe cum să devinem noi cu toții mai buni, pentru că toți avem loc pentru mai mult bine și pentru mai multă bunătate în viața noastră. Eu v-am rugat atât trecut, cei care s-au fost prezenți, să veniți cu câte o povestioară la tema bunătății. Și am zis că Diana e prima care a venit astăzi și așa, adică trebuie să respectăm rândul, că dânsa e prima și dânsa vrea să ne povestească, da? Se povestește că astfel când... Atunci când s-a apropiat momentul nașterii lui Iisus, Maria și Iosif s-au întors în Nazaret, în locul lor de baștină, unde, potrivit poruncii unui împărat, trebuia luat în evidență. Ne-am mai găsit însă pe nimeni de neamul lor, am mers în casă, din casă în casă, în căutarea unui adăpost. S-a oprit la poarta unui dintre cei mai bogați oameni de sat. La vremea aceea, Crăciun, un om rău și viclean, cu inima de piatră, care își pedepsea aspră nevasta și pe cele trei fiice, una oarbă, alta șchioapă și alta oloagă, din pricina lui. Ori de câte ori îi se pare lui că poruncile lui au fost îndeplinite în tocmai, în lipsa bărbatului ei, crăciuneasa, este înduioșată de străini, Iosif și Maria, care îi cereau adăpost și le face rog fără știrea bărbatului ei.
lângă iesne din animal. Povestea spune că pe vremea aceea stelele nu erau pe cer, ci numai luna, la care lumină oamenii lucrau, precum astăzi soarele. Pruncul lui Iisus s-a născut prin întâmplarea Fecioarei Marie, așa cum a hotărât Dumnezeu, ca să-i poată salva de stăpânirea diavolului. Crăciunea a ajutat-o pe Maria, Maica Domnului, să nască, iar animalele din iesele l-au încălzit pe Iisus. Atunci a apărut pentru prima dată pe bolta cerească luceafărul deasupra casei în care se născuse pruncul sfânt și mai pe urmă stelele. Crăciun venind spre casă, se gândește furios că nevasta și fiicele lui au dat foc casei. Între timp, Crăciuneasa își trimise fiica o loagă să-i aducă măicii rodii și aceasta, recunoscătoare, vindecat mâna, punându-i la loc și nu oricum, ci o mână de aur. Fetele cele șchioape i-a dăruit un picior de aur, iar cele oarbe i-a redat vederea. Neînțelegând nimic din toate acestea și mai furos ca oricând, Crăciun taie mâinile Crăciunesei, pe care poveștile românești o numesc Baba Iova. Plângând, Crăciuneasa se duce în fața Fecioarei Maria, care numai că i-a pus la loc, dar le-a făcut și mai frumoase și mai farnice. Înțelegând în sfârșit minunea, Crăciun își cere iertare în fața nevestei sale și se închină Fecioarei Maria și pruncul Iisus. Pentru că Iisus Hristos s-a născut în casa acestui om și el a fost primul care a crezut în Fiul lui Dumnezeu, de atunci ziua nașterii lui Iisus s-a numit Crăciun. Boii care l-au încălzit pe prunc au fost binecuvântați. Caii care în tot acest timp nu au făcut nimic decât să mănânce nepăsători au fost blestemați să nu aibă odihnă decât în ziua de ispas și atunci un singur ceas. Iar un plop care și-a ținut frământ frunzele, făcând zgomot toată noaptea, ne lăsându-l pe prunc să doarmă, de asemenea a fost blestemat. Frunza ta să n-aibă stare nici pe vânt, nici pe răcoare. În acea noapte, îngerii l-au scăldat pe Iisus în roa florilor, l-au înfășat în scutece de mătase și l-au dus Tatălui Ceresc. După care, cântece de slavă, l-au așezat în brațele Maicuței Sfinte. O stea mare de la răsărit a vestit că s-a născut împăratul lumii, iar magii, că l-au zis de stea, l-au găsit pe Iisus și i-a dăruit tămâie, smiră și aur. Așa, o frumoasă e povestioara respectivă. E legată de nașterea Domnului și care e concluzia iată, povestioarei? Noi trebuie să fim buni. Trebuie să fim buni și lucrul acesta, deși unii oameni nu l-au demonstrat, pentru că observăm că la nașterea Domnului a fost o mare problemă. Iisus Hristos n-a putut unde să nască. Toate ușile erau încuiate. Și atunci a trebuit să găsească o peșteră într-un stau unde să fie locul pentru a se naște. Și iată că și natura și cele înconjurătoare au fost cu Dumnezeu. Și atunci asta trebuie să facem noi, de câte ori avem ocazia, să facem doar bine și să fim buni în ale noastre. Ne mai povestiți ceva? Știi tu, Avram, de povestire? Potrivește proverbul, faci bine, găsești bine aceste povestiri. Așa e. Tu? Păi, un bunel a sădit în grădina lui niște pepeni. Într-o zi a prins un om care îi fura pepeni. El l-a prins deodată și l-a dus la jandarmerie. Undul de mână. Pe drum însă omul acela i-a spus. Eu am acasă copii și ei sunt flămânzi. De asta am venit să iau pepenii. Atunci bunicul acela i-a spus, ajungând în fața la două drumuri. Eu o iau pe drumul din stânga, iar tu pe cel din dreapta. Bucuros, omul acela a luat-o la fugă, încât nu i se vedea.
vedeau călcâiele. Și concluzia care? Că totuși omul care l-a dus îl ducea la jandarmerie, l-a răsplătit cu bine. L-a iertat, da? Da. Și atunci nu trebuie niciodată la rău să răspundem cu rău. Niciodată când suntem în dificultate, nu trebuie să ajungem la crimă, să furăm sau să facem alte fără de legi, alte nelegiuiri. Și tot, oricum, măsura tuturor lucrurilor este să aplicăm bunătatea, blândețe, dragostea, așa? Și da. Iertare. Așa, și atunci poate omul o săvârșit o faptă rea, dar nu știm din ce cauză a făcut el fapta asta rea. Așa că trebuie totdeauna mai întâi să analizăm, să vedem care e cauza, pentru ca să vedem cum am putea să-l ajutăm și să-l susținem pe om să nu mai cadă în astfel de greșeli. Da, vreau să spun vreo povestioară? Tu, Nicoleta? Am eram odată la cetatea Soroca, mergeam și am mers la o biserică, care înainte oamenii care nu erau credincioși cu toparele luau și zgâriau ochii la sfinți, ca în fel că peste tot unde ei se duceau, când se uitau la sfinți, ochii se uitau la dânsii. Și ca în fel la sfinții să nu-i vadă. Îi urmăreau. Da. Și la poartă stătea un bolnav de picioare, stătea în scaun cu rotile. Și erau mai mulți băieți care aveau bani mulți și un băiat avea doar 15 lei și pe ce i-a dat omului celui. Și n-am înțeles eu, adică care e legătura cu... A fost bun și i-a dăruit banii care i-a avea acelui bolnav. Asta e bine, am înțeles, dar ce cu ochii? Adică scotea ochii. Le zgâria ochii că... Da. Și atunci știți că cât de mult ai încercat să ascunzi un rău, oricum Dumnezeu te vede. Așa că unde fugi tu de ochiul Domnului? El de sus ne vede. Așa, și atunci mai sunt astfel de povestioare care ne relatează cum cineva a încercat să fure și se uita dacă nu-i vede cineva. Pentru că uitându-se spre cer, se zică că, uite, Dumnezeu te vede oriunde ai fi tu, orice împrejurare. De ce? Să știți că atunci când faci un rău, oricum răul ăsta este văzut. Dar măsura noastră în calitate de creștini este măsura dragostei. Și atunci să ne uităm la toți cu dragoste, să iertăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să îi ajute să se corecteze. Vă știți vreo povestioară ceva despre... sau gătiți data viitoare, da? Poi. Era o dată. Mai tare, spune. Era un sat rău și un bun. Un om rău și un altul bun, da? Și erau despărțiți două sate. Două sate erau cu oameni buni și cu oameni răi, da? Și era despărțiți de un or. De un rău. Și Dumnezeu a dat o ploaie, a inundat satul cel bun, dar că toți nu l-am inundat. Și un om bun venit la rău să vadă care este prima. Și eu un păcătos. Deși erau răi, adică cei răi au scăpat, dar cei buni, da sau cum? Da? Pe cei răi au inundat. Pe cei răi sau pe cei buni? Pe cei buni, da? Poate mama ajută.
Da, da. Acesta a fost un motiv ca... Da. Frumos. Și chiar dacă ești bun, nu trebuie să fii bun doar pentru tine. Asta e concluzia. Dar bunătatea trebuie împărtășită, trebuie împărțită altora, așa? Iată, data trecută, nu știu dacă v-am povestit, un caz real. Ars o biserică până la temelie. Și pompierii au reușit să salveze o singură icoană. Icoana cu Iisus Hristos, care stătea în altar. Au scos-o și au pus-o pe pragul bisericii. Iar un om care trecea pe lângă biserică și s-a scârbit foarte mult că a ars biserica, deși nu era credincioasă, dar nu era nici indiferentă de ceea ce s-a întâmplat, pentru că este o durere. Și dânsul s-a gândit, zice, uite, de atâți ani merg pe lângă această biserică și n-am văzut să fie scos Iisus Hristos din ea, pentru ca noi să-L cunoaștem. Și atunci, zice, uite, a trebuit să ardă biserica pentru ca Hristos să fie scos din biserică și noi să-L cunoaștem. Și atunci, voi dacă veniți în biserică și învățați niște lucruri, nu trebuie să le învățați doar pentru voi sau să le țineți doar pentru voi, dar trebuie să le spuneți și altora cât e de bine ca să fii bun, să fii drept, să fii corect, să fii iubitor, să fii sârbâncios, să fii muncitor, așa? Adică... pentru ca toată lumea să se îmbolnăvească în sensul bun al cuvântului, să preia lucrurile bune pe care le învățăm în biserică. Și atunci, vorbiți-le fraților voștri, vorbiți-le colegilor voștri, spuneți-le părinților, bunilor și întregii lumi că bun este Dumnezeu, că este bine să fim și noi buni în ale noastre. Așa? Da. Da. Așa. Mai știți ceva? Vreți să mai povestiți? Haide, spune. Era odată un morar. Un morar, da. Care era lacom. Și el lua făină de la fiecare om din sat și făcea câte un colac mare. Dar el nu dădea la nimeni. Odată a venit un bătrân și i-a zis: să împarti și cu ceilalți oameni. Dar el a zis: el a zis că el nu se satură dintr-un colac și trebuie să mai dă la alții. Și el, omul sărac, cât s-a rugat, morarul a fost de acord. Și au venit oamenii la morar. Morarul le-a dat câte o bucățică la toți oamenii. Și el a mâncat o bucățică și s-a săturat dintr-o jumătate de bucată. Asta e concluzia. De multe ori noi suntem lacuri, hapsâni, știți? Așa, în ale noastre. Și credem că dacă ne vom împărți cu ceea ce avem, o să rămânem flămânți. Dar atunci când te împarți, cumva devii mai sătul pentru că l-ai săturat și pe altul. Și atunci și ție este suficient ceea ce ai și pe altul hrănești. Așa că totdeauna să nu uiți că trebuie să te împarți cu aproapele tău. Asta e concluzia, așa? Pot spune ceva? Tot colacăm, era un preot care nu se sătura de colaci. Oamenii aduceau colaci la biserică și spunea: măi, oameni, dar colaci este așa smitite. Și au pus oamenii
făină, la făină și-au făcut un colac și nu puteau să ducă colac în biserică ca să-l sfințească, dar preotul ies afară și spune: mai oameni, colacul ăsta nu e mare, ușa bisericii e mititică. Așa că, adică nu colacul e mare, dar ușa e mică, da? Așa e. Evident că se mai întâmplă că sunt și preoți și așa alte categorii de oameni care așa sunt lapuri. Dar trebuie să fim buni. Cu asta luptăm și noi. Spune-i, frate. Spune-i, ce se dăm? Păi da, nu întrebați, dar duceți-vă așa. Și atunci, asta e lecția de astăzi, că în toate ne ajută Bunul Dumnezeu, numai atunci când suntem și noi buni în ale noastre. De aceea, eu vă doresc ca să rămâniți așa cum și v-am cunoscut, foarte buni în ale voastre. Vreți să fiți buni? Da. Rămâne o nimica toată. Să fiți. Ne știu o poezie despre omul creștin. Bun. Da? Haideți, spune. De Alexei Matiei. Să fugi? Să fugi de fapta rea, creștine, ascultă al Domnului cuvânt și înfăptuiește numai bine din leagăn până la mormânt. Și atunci, cu un zâmbet fericit, vei trece prin această viață. Și chiar și moartea liniștit putea voi să o privești în față. Și atunci sapă, seceră și ciocan vor fi ușoare în mâna ta. Și lângă un ulcior cu apă tu veșnic vesel vei cânta. Și chiar dacă va fi să mori, vecini și neamuri te-o jăli și lacrimi, și flori din lacrimile lor pe-al tău mormânt vor răsări. Foarte frumos, bravo! Bravo pentru aceste vorbe. Și m-aș bucura dacă mi-ați recitat și voi data viitoare câte o poezie cu tematică creștină, așa, despre rugăciune, despre credință, despre dragoste. Frumos ar fi să învățați, nu doar rugăciuni, dar și poezii care sunt creștini. Sau poate știți vreo poezie? Știa vreo poezie? Știu o rugăciune pentru părinți. Ia sau. Nu prea te rogi, asta eu știu, dar de știut o știi. În inimă. Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când nu-l văd pe tatăl meu. Mama, tata, mă iubesc și de mine îngrijesc. Așa e. Este și rugăciunea părinților pentru copii. Eu sunt sigur că părinții voștri se roagă pentru voi. Așa? Da. Voi simțiți rugăciunea părinților voștri, așa? Da. Haideți, rugați-vă. Chiar te rog. La Paște. Pripomnește repici când vă zăcuprinde roșu sare și salcele în albufarie pe cincer și pe pământ. Răsuflă cald primăverii adusă zilele de înviere și cât de frumoase sunt creștinii vin tăcuți din vale și și doi de se întâlnesc în cale și zi Hristos a înviat. Și râde câte sărbătoare din chipul lor cel ard de sare și un vânt de becul tinitor șoptește de văzduc cuvinte, glasul celor de morminte, zgomotul zburărilor și pomii frunțele își scoboară că Duhul Sfânt prin aer zboară. E liniște și în altar, și din altar, cântarea în stihuri repetate de parte până voi străbate. Și clopotele cântă rar, ac, Doamne, să le auzi din vale, cum râdă drag și plângă jale. Biserica pe deal mai sus e plină astăzi de lumină, că întreaga lumea este plină de același gând din cer adus. În fapta noastră ne e soartă și viața este tot, nu moartea. Pe deal să suni citișor, neveste tineri și fete, bătrân cu iarnă, veți împlete și încet în urma tuturor veșovăit câte o bătrână cu micul ei nepoi de mână. Ah, iar în minte mi-ai venit tu, mama micilor copile, eu știu că și în aceste zile tu îl plângi pe al tău copil dorit. La zâmbe, da, cerul ne cheamă, sunt Paștele, nu plângem, nu? Frumos, bravo! Nu, strădă-te cumva mai expresiv. Așa, trebuie cumva mai expresiv când spui ceva ca să fie clar. Bine? Bravo, bravo! Foarte frumos, păi. Voi toți știți vreo poezie? Voi știți? Tu știi vreo poezie? Până data viitoare învățați așa. Hai, Diana, spune. Mai știi ceva? Nu.
Vedeți, dacă spune astăzi totul, cum rămâne data viitoare? Puteți să decolitate.